un celebru interpret și compozitor, foarte mic de statură, care este născut pe raza localității Ștefăneștii de Jos din județul Argeș, pe care foarte mulți îl ascultă, dar puțin recunosc public acest lucru, a compus o melodie cu niște versuri interesante, care spun cam așa. Am în casă o floare, o rază de soare, îmi sărut obrazul și îmi trece necazul. Nu se referea neapărat la o floare, ci la fata lui, însă în realitate vreau să pun accent pe faptul că mulți luăm de-a gata acele flori, acele pachete cu mălai și făină și multe alte chestiuni care țin de domeniul agricol, cereale, legume și plante diverse, le luăm de-a gata în sensul în care credem că ele cresc undeva singure și câțiva amărâți le adună de pe câmp și le vând în piață sau pe rafturile magazinelor. Și cumva noi le luăm de-a gata. Ele sunt oricum tot timpul acolo. Însă, dragilor, nu prea este așa. E foarte multă muncă în spate. Nu trebuie neapărat să ne dăm seama de acest lucru și mă bucur că totuși cu ocazia acestui canal de YouTube, cu existența lui, pot să filmez și genul ăsta de mașinării interesante, care sunt niște eroi necântați, invizibili, ai câmpurilor agricole, care trebuie să facă un singur lucru și îl fac foarte bine. Unele aparate se ocupă de recoltare, altele de însămânțare, altele se ocupă de mentenanța culturilor, precum acest aparat. Și fiecare din oamenii care lucrează pe aceste mașini, miliarde probabil ca număr la nivel global, mă refer la toți cei implicați în agricultură, se trezesc luni de zile cu noaptea în cap, conducând asemenea utilaje, făcând o agricultură în diverse forme, ori una de subzistență, ori una foarte avansată, mecanizată, tehnologizată, cum este cazul celor care lucrează pe aceste mașinării, și ei își fac această muncă invizibilă aparent, pentru ca noi să putem să mâncăm acele cereale banale cu care ne-am obișnuit de atâția ani. Însă munca asta din spate nu se vede. Și îmi propun ca în acest material să arăt una din aceste mașinării interesante, care se numește popular sprayer. Adică este un dispozitiv autopropulsat cu motor, care are un unic rol de a împărți pesticide și tot felul de substanțe care ajută la creșterea sănătoasă a plantelor. Tehnica lui, una foarte simplă până la urmă, este un soi de tractor care are un motor ce îl ajută să se deplaseze atât pe drumurile publice cât mai ales pe câmpurile unde activează și conține un rezervor foarte mare de aproape 5 tone unde se pot pune tot felul de substanțe care sunt folosite pentru a proteja culturile împotriva dăunătorilor sau ca să aibă o creștere, să zic așa, controlată, pentru că la fel ca la creșterea oamenilor, agricultura a beneficiat foarte mult de pe urma apariției acestor substanțe, care însă trebuie folosite cu foarte mare grijă. Exact cum la oameni este vorba despre antibiotice. Apariția antibioticelor ne-a prelungit foarte mult viața. Pentru că acum, mai bine de 150 de ani, o simplă răceală sau o infecție la dinte ne era fatală. Pentru că nu existau aceste medicamente, care însă trebuie administrate cu foarte mare grijă și România nu stă bine deloc la capitolul acesta. Am auzit foarte mulți oameni care dau, de exemplu, Augmentin 1200 copiilor lor pentru că îi doare un pic căpuțul. Însă acel antibiotic este mult prea puternic pentru așa ceva și nu este folosit. Nu a fost gândit să fie folosit pentru o durere de cap. Cam așa e și cu pesticidele în China, unde agricultura se face cumva fără cap și la niveluri din astea foarte ample, ajung să dea cu azot în exces care poluează pământurile, râurile și care se reîntoarce practic în organismele noastre prin diverse forme. Așa că îmi place să cred că la nivel global, în afară de zona respectivă a Asiei, agricultura se face cumva mai bine controlat. Iar acest sprayer este dispozitivul cu care se fac aceste lucruri și practic, aceste pesticide folosite cu cap au făcut plantele să nu mai fie atât de sensibile la dăunători și cumva agricultura nu mai înseamnă că ești la cheremul naturii atât de mult. Sigur, vremea este un factor foarte important în agricultură. Nu există un dispozitiv funcțional pentru a chema ploaia sau a opri grindina 100%. Încă depinzi de fenomenele naturale. Un uragan, o tornadă, o furtună mai intensă, un îngheț îți va distruge cultura în continuare. Însă genul acesta de mașinării și substanțele pe care le transportă și în general toată această agricultură tehnologizată au eliminat foarte mult din aceste incertitudini din domeniul acesta. Și de-aia mașinările astea costă foarte mult, în speță ăsta pe care îl vedeți pe fundal e undeva aproape de 600.000 de euro, însă asta
întotdeauna este prețul lui maximal, putându-se apropia aproape de 1 milion de euro ca cifră de preț, pentru că banii ăștia se duc în tehnologie, care tehnologie a fost studiată de-a lungul timpului, a costat să fie dezvoltată și practic fiecare fermă plătește aceste servicii, însă mai departe, folosindu-le cu cap, ajunge să aibă o cultură amplă, să poată să facă productivitate mare și, în ultimul rând, un profit, ca să poată să plătească niște salarii, ca să-și producă acea materie primă și multe alte chestiuni necesare, pentru ca acea banală pâine, făină, mălai și toate cele să ajungă la noi în case. Așa că, următoarea dată când faceți o porție de paste, mâncați o zacuscă cu o felie de pâine, gândiți-vă că sunt sute de mii, zeci de mii, milioane, poate chiar miliarde de oameni care au fiecare micul rol acolo. Această mașinărie, evident că mi-a fost oferită la prezentare, că nu pot să zic un test drive, de către importatorul Ipso Agricultură, care se ocupă de brandul acesta de culoare predominantă verde cu câteva accente galbene. Și mi se pare foarte interesant că în domeniul agricol fermele sunt pe culori. Fiecare brand are o anumită culoare proprie, dar e interesant că oamenii ăștia își cunosc foarte bine produsele, toți de la toate brandurile și atunci când se întâlnesc la diverse evenimente, apar tot felul de contre interesante care generează polemici și care până la urmă generează progres, pentru că fermele trebuie să beneficieze de pe urma acestor tehnologii care au făcut viața mai ușoară tuturor. Și este o mașinărie foarte interesantă, este un sprayer autopropulsat, adică el are un motor de 9 litri diesel în jurul la 388 de cai putere maximală, clasicul format 6 cilindri în linie, pentru că e un motor de putere mai mare. Ne dăm seama că vine de pe o serie mai mare de vehicule, în speță tractoarele din seria Opter. Nu este, de fapt ar fi cazul celui de pe fundal, care are exact același motor ca această mașinărie, numai că depinde de clasa de putere. Dacă ai motor în jurul la 300 de cai, va fi cu o singură turbină cu geometrie variabilă. Dacă te duci în palierul de până pe la vreo 430 de cai, cât ar putea maxim să aibă acest motor, vei vedea că sunt două turbine cu geometrie fixă care sunt înseriate, fiind un sistem destul de similar cu cele pe care îl găsim pe mașini precum BMW cu două turbine, care își hrănesc ieșirea o turbină către intrarea celeilalte și aici mă refer la partea rece, că gazele merg în paralel. Ambele turbine primesc gaze prin niște clapete specifice, iar înserierea aceasta se face pe partea de admisie și în felul acesta normele de poluare pot fi respectate. Evident că fiind un motor diesel care trebuie să respecte regulile moderne, are și filtrul de particule și catalizator de oxidare și catalizator cu reducție. Adică mai pe românește folosește acea substanță numită AdBlue, pentru că trebuie să mențină niște niveluri minime de particule și de emisii, având în vedere că lucrează pe niște câmpuri cu plante, pe care plante ulterior tot noi le vom mânca, așa că ele trebuie să fie curate. Și este un vehicul foarte configurabil, pentru că poți să faci foarte multe tipuri de culturi cu ele. În primul rând, el este autopropulsat și folosește acest motor de 9 litri și 388 de cai rotunjit și probabil peste 1500 de Nm, care alimentează o transmisie hidrostatică ce folosește o pompă care generează un flux hidraulic ce este canalizat către câte un motor hidraulic pentru fiecare roată. Așa că această mașinărie are tracțiune integrală variabilă dintr-un efect hidrostatic. Considerați-l un CVT hidraulic, în sensul în care, independent de turația motorului, fluxul acesta poate fi trimis la roți. Și asta înseamnă că poate, de exemplu, să aibă și un control fin al tracțiunii, în cazul în care una din roți patinează, este trimisă forța pe celelalte roți care au tracțiune disponibilă. Și pentru că e un dispozitiv care trebuie să meargă în câmp majoritar, trebuie să respecte anumite lățimi și dimensiuni de brazdă. Așa că atât roțile față cât și cele spate pot avea până la 8 valori diferite de cartament. Adică lățimea vehiculului este variabilă și chestia asta se face dintr-un meniu din interior. Toată treaba asta funcționează pur hidraulic. De asemenea, dacă te uiți la suspensii, pentru că e un vehicul destul de greu, are aproximativ 16 tone gol, fără a fi alimentat cu acele substanțe pe care le folosește, necesită o echilibrare foarte bună. Și nu doar pentru confortul ocupantului sau pentru stabilitatea vehiculului, cât foarte important pentru stabilitatea acelor catarge, unde se află duzele cu care se împarte substanța pe câmp. Catarge care pot avea între 27 și 40 de metri distanță de la un capăt la altul, fiind compuse din multiple segmente care se
extind hidraulic și care pot fi din oțel sau opțional din fibră de carbon. Gândiți-vă că atunci când ai un, să zicem, ecartament total al vehiculului de 40 de metri, orice mică gropiță pe care vehiculul ia se traduce într-o amplificare a mișcării acelui catarg, adică o cădere de, să zicem, 5 cm aici, probabil se multiplică de 20 de ori la vârful acelui catarg și deși roata ajunge să aibă o coborâre de 5 cm, vârful catargului s-ar putea să cadă vreo 3 metri și să intre în câmp. Așa că intră în scenă o suspensie pneumatică cu o componentă hidraulică, adică are perne hidraulice pneumatice, de fapt, pentru fiecare colț, care pot menține un nivel constant de înălțime și fiecare roată are două amortizoare hidraulice gestionabile proprii și asta înseamnă că merge ca un covor magic, fiind probabil cel mai bine echilibrat dinamic vehicul din gama pe care John Deere o vinde, din motivul catargului explicat anterior. Și evident că unicul lui rol este până la urmă să dea cu acele substanțe pe plante și face chestia asta într-un mod genial. Aparent ai zice este o simplă stropitoare, dar nu-i chiar așa, pentru că toată chestia asta este gestionată electronic. Și aici intră în scenă toate acele tehnologii pe care John Deere l-a dezvoltat, cum ar fi de exemplu autotrack-ul, care îți poate menține direcția vehiculului pe câmp asistată cu ajutorul senzorilor de geopoziționare, adică folosește atât sistemul clasic GPS, cât și o triangulație cu ajutorul antenelor care sunt instalate în zona fermelor. Acest sistem se numește Starfire și are o componentă și mai exactă de poziționare numită RTK. Pentru că ăsta e un vehicul ce necesită o poziționare foarte atentă, vine în standard cu un nivel mai avansat de poziționare decât un tractor, de exemplu, este vorba de Starfire 7000 cu sistemul acela RTK opțional. În linii mari, este un sistem care folosește semnalul GPS, însă îl calibrează suplimentar și pentru că e atât de exact, uneori putând să aibă o precizie la modul real de milimetri, este folosit de către sistemele GPS americane pentru a-și calibra proprii sateliți, atât de exact a ajuns. Pentru că la nivel global există niște stații cu antene care fac acel semnal de satelit să fie mai exact. Și este necesar, pentru că gândiți-vă, atunci când ai acele catarge extinse și întorci la capăt de rând, segmentul exterior parcurge o viteză mai mare, iar segmentul interior de multe ori o ia înapoi sau parcurge o viteză oricum mai mică de rotație. Și atunci, dacă tu ai păstra un spray cantitativ identic pe tot catargul, pe interior faci baltă și pe exterior n-ajungi să dai suficientă substanță. Așa că duzele de pe aceste catarge sunt controlate activ cu ajutorul unor solenoizi care au o frecvență de aplicare de 30 de Hz pe secundă, ceea ce înseamnă că cantitatea aceea de substanță poate fi variată prin niște pulsații și dacă vede anumite situații în teren, ajustează chestia asta clasic. Deci folosește semnalul GPS atât pentru a poziționa vehiculul, cât și pentru a ține acele linii de brazdă, având acces la o bază online unde se află stocate toate aceste lucruri. De asemenea, serviciul acesta înseamnă și posibilitatea de depanare și mentenanță a utilajului. El folosește o serie de curele, de exemplu, la interior, care au uzura calculată și în momentul în care sistemul simte că o curea patinează, e clar că urmează să se rupă sau că nu mai este eficientă. Și automat, mașina notifică un tehnician, care tehnician notifică printr-o aplicație fermierul, spunându-i, vezi că trebuie să schimbi cureaua cu tare, pentru că în maxim 7 ore va ceda. Asta înseamnă tehnologia modernă, o chestie care nu s-a implementat încă la mașini din la nivelul la care s-a făcut pe aceste vehicule. Și ce mai are interesant, de exemplu, este un ventilator de răcire cu CVT, care are niște fulii variabile exact ca la o transmisie tip CVT, cum este la un scooter, care poate varia viteza ventilatorului de răcire al radiatorului, care se folosește pentru a răci antigelul, în funcție de necesar, de cât de cald e afară, de viteza de deplasare și multe alte nuanțe de genul acesta. Mașinăria vine cu un sistem care se numește generic See & Spray și care permite cu ajutorul a vreo 36 de camere video și senzori de poziționare ai catargului, care sunt atât pe sistemul ultrasunete cât și pe video, să vadă terenul și face chestia asta putând să vizualizeze aproximativ 250 de metri pătrați pe secundă, pe măsură ce vehiculul înaintează, viteza de lucru în câmp fiind oriunde până la aproape 32 de km pe oră, dacă mi-aduc bine aminte. Și chestia asta e interesant, pentru că el poate, de exemplu, să identifice buruieni, adică acel pesticid specific de buruiană se aplică targetat, adică exact acolo unde trebuie, nu pe plantă. Camerele astea văd unde sunt buruienile în câmp, să zicem, 5 la stânga, 7 la dreapta și 8 înainte și știe
să comande exact sprayerele și solenoizii necesari pentru a stropi exact acolo unde sunt acele buruieni. Mai mult decât atât, dacă iei un pachet suplimentar al acestei funcții See & Spray, vei putea recunoaște sau sistemul va putea recunoaște culturile, adică după ce ele au crescut și au o anumită maturitate, știe să recunoască grâu, orz, zovăz, secară, porumb și alte plante și automat poate să aplice acești nutrienți și pesticide selectiv în funcție de tipul de cultură. Și pentru că acel catarg poate să stea foarte jos, la aproximativ 50 de centimetri, jetul acela de stropire este foarte exact trimis pe buruiană, astfel încât nu se face risipă de substanță, care ar costa foarte mulți bani, și mai important, nu se otrăvește planta și nu apar anumite probleme care ar necesita probabil niște costuri uriașe de corectură ulterioară. Așa că să spui că este o simplă stropitoare ar fi un understatement, cum se numește în engleză. Și da, unicul lui lucru este să stropească această substanță. În funcție de tipul vehiculului ăsta, de exemplu, se numește 612R. Există și 412R, unul mai mic, poate să aibă 6 tone capacitate de substanță. Ăsta are aproximativ 4,6 tone. De fapt, corect ar fi 4600 de litri, care nu cântăresc neapărat 4600 de tone. Și asta înseamnă că ai un dispozitiv hidraulic de implementare a acelui pesticid, să-l numim așa, care este complet separat de partea de propulsare, adică motorul alimentează atât o pompă hidraulică pe ulei care mișcă vehiculul și care alimentează toată hidraulica, toate pistonașele astea, care se află inclusiv în această scară ce se ridică automat în momentul în care pornești motorul și începi și te deplasezi, și alimentează de asemenea un sistem separat care folosește o pompă specifică ce poate alimenta acele substanțe prin acele duze. Duzele sunt controlate electronic, opțional se poate monta un echipament suplimentar cu mai multe tipuri de duze, cu o serie de solenoizi care selectează care din acele duze sunt folosite în funcție de tipul culturii, de tipul de substanță, și are suplimentar încă un rezervor de aproximativ 500 de litri de apă curată, care este folosită pentru a spăla instalația atunci când se termină substanța sau trebuie să înlocuiești tipul de substanță. Are în standard inclusiv o versiune unde suflă aer comprimat prin toate aceste dispozitive, dar probabil e mai eficient să cureți cu apă. Și acel rezervor o să vedem că este foarte interesant plasat în caroseria acestui utilaj. Motorul se află ca la tractor în față, transmisia hidraulică fiind în prelungirea motorului și fiecare roată are motorul propriu, puntea față este direcțională de asemenea, nu are direcție pe patros, că în principiu nu are nevoie de așa ceva, și având această poziționare GPS de la sistemul Starfire, poate să asigure o precizie foarte clară de menținere a unei brazde, atât că vorbim de una dreaptă, una rotativă, și de asemenea are sistemul acela AutoTrack și RowSense, care face posibilă ținerea unei brazde atât prin senzorii ăștia de poziționare, cât și vizual. Poate să întoarcă singură la capăt de rând, știe de asemenea să coordoneze și alte utilaje, de exemplu un anume fermier poate să conducă acest dispozitiv și încă vreo 8 utilaje sunt subordonate acestuia și merg pe același traseu completând operațiunile lucrând împreună. Și probabil o asemenea mașinărie poate să stropească un număr de câteva sute de hectare în câteva ore, ceea ce acum 20 de ani bănuiesc că era imposibil, având în vedere că nu a apăruse această agricultură de precizie la nivelul la care este astăzi. Și evident, necesită și un confort interior pentru operator, de asta are mai multe tipuri de pachete. Poți avea un pachet simplu care are mai puține lumini LED și un scaun simplu în interior, sau poți să alegi pachetul acesta Ultimate, care vine cu un număr de proiectoare LED pe toate părțile mai puternice. La interior ai un scaun electric ventilat, încălzit, cu masaj, cu reglaje, plus funcție Android Auto, Apple CarPlay, climatizare, un command center din acesta 4600, care este practic un ecran touchscreen unde ai toate funcțiile vehiculului, și per total formatul cabinei, atât aspectul cât și funcționalitatea comenzilor, este similar cu cel al unei combine, așa că nu trebuie să reînveți alte lucruri, comenzile sunt absolut identice, numai că scopul utilajului este diferit, nu recoltează nimic, ci doar stropește cu această substanță. Evident că sunt multe alte particularități care, poate fiind invizibile, sunt, nu știu, greu de detaliat, așa că nu o să intru în ele, și vreau să vă arăt acum câteva elemente structurale ale lui, cum arată aceste motoare, cum arată motorul ăsta cu două turbine, cum e interiorul cabinei cu toate acele funcții și meniuri, și poate să-l mișc un pic înainte, înapoi, măcar să-i dau o cheie să-i auziți motorul acesta interesant. Este un vehicul, să-l numim așa, foarte mare, mai ales pe partea de înălțime, și are roțile astea înguste, cu o gardă la sol extremă,
o persoană mai scundă poate să treacă în picioare pe sub el. Însă asta nu e nici de cum dimensiunea maximă, pentru că poți avea aceste catarge laterale, să corect așa din domeniul navigației ar trebui să le numim ghiu, pentru că ghiu este partea orizontală și catargul e partea verticală, care pot avea vreo 4 sau 5 trepte de lungime, între 27 și 40 de metri, având între 9 și 13 segmente, extensibile hidraulic, exact ca la o macara, prin pivotare, și care pot fi făcute atât din oțel cât și din fibră de carbon. Și vă dați seama, dacă ar fi să extind acum astea în parcare, ceea ce evident nu pot să fac, ar avea o lățime totală de 40 de metri, cât un avion până la urmă. Și de-aia contează foarte mult tipul ăsta de suspensie, de stabilizare, și mi se pare că arată ca un Stormtrooper din Star Wars. Botul lui este exact ca de tractor, pentru că dacă stăm să ne uităm, aici avem un tractor din seria Opter, care are o capotă foarte similară. Diferența însă este că e setată la o înălțime mult mai mare față de acela și accesul e puțin mai dificil, o să vedem în minutele ce urmează. În primul rând, ce se poate vedea este că, spre deosebire de un tractor, nu are niște punți convenționale și toată partea de frânare, motoare hidraulice și suspensii este încastrată cât mai în roată. Aici putem vedea, de exemplu, niște discuri de frână mai neconvenționale, care sunt foarte înguste, dar au o suprafață mare prin faptul că au raza mare față de un disc normal, cu etrier clasic, partea de pernă pneumatică și componenta hidraulică a suspensiei. Sunt două amortizoare pe roată și câte o pernă. Fiecare din roți având câte o unitate din asta, motor, amortizor, pernă și sistem de frânare. Și în loc de cardane, punți diferențiale, totul este alimentat într-un mod hidraulic. De aia se numește transmisie hidrostatică. Și asta eliberează complet partea de dedesubt a mașinii, putând să lase o amprentă pe sol mult mai mică. Puntea asta este și ea de asemenea viratoare. Iar în partea laterală de aici se pot vedea o serie de rezervoare și spații de depozitare. Asta este precum la camion, un simplu spațiu de depozitare. În partea aceasta este un mecanism interesant de alimentare cu pesticid, care se basculează în partea din față de jos, doar că mi-e greu să fac chestia asta cu o singură mână. Trebuie să pun o mână aici, ridic un pic, trag de clemă și toată chestia asta basculează în jos. Pentru că aici, în interior, există un compartiment închis hermetic, unde se pune lichid și cu ajutorul acestui dispozitiv se spală după ce s-a golit. Se alimentează, închis capacul, îl securizez cu clema aceasta și în momentul în care pornești o instalație, lichidul acesta este tras înăuntru în rezervorul principal. Și după ce ți-ai terminat treaba, ăsta îl ridici complet și va rămâne așa. Pentru că pesticidele și erbicidele acestea trebuie să fie în continuă dezvoltare, la fel ca antibioticul, dacă dai probabil plantei în mod repetat acelea substanțe, se obișnuiește cu ele și nu mai au efect. Și atunci, în continuă schimbare sunt aceste substanțe, de aceea folosește două componente, una o bază principală în rezervor și o substanță secundară în partea aceasta. Și toate aceste manete îți setează modul de lucru al mașinăriei. Poți, de exemplu, să amesteci acel erbicid ca să nu se solidifice înăuntru sau să aibă depuneri sărate. Pe acest mecanism se spală în interior. De asemenea, aici se poate vedea legătura asta de acces pentru apă și toate diagramele astea sunt controlate de manete, dar poți să faci chestia asta și din cabină. Și pe exterior ai o nivelă care îți arată gradul de umplere al rezervorului, însă poți să vezi chestia asta și din meniu. Așa că parte din alimentare se face pe această parte. În zona spate nu avem o punte viratoare, că nu este necesar, și aici putem vedea niște senzori de nivel care se ocupă de poziționarea vehiculului, de păstrarea zonei de nivel de înălțime, și în partea din spate putem vedea mai bine cum sunt prinse aceste catarge. Sunt o serie de segmente care se extind hidraulic cu aceste pistoane. Nivelul de înălțime se setează de la acel piston, în sensul în care poate să aibă unghiu de fapt, nu neapărat tot nivelul de înălțime. Pistonul acesta extinde parțial catargele de pe ambele părți și segmentul central termină rabatarea ca să devină un segment perpendicular pe direcția de deplasare.
Și în segmentul central avem de asemenea duzele acestea, care sunt parțial instalate. Vin tot felul de elemente suplimentare aici prinse și pe întreaga lungime a acestor catarge există furtunuri, tubulatură și duze care sunt controlate de acești solenoizi, care pot selecta cadența substanței. De asemenea, LED-urile astea din lateral luminează foarte bine în toate direcțiile, iar aceste două pistoane reglează nivelul total de înălțime, pentru că acest paralelogram face posibilă o înălțime de între 2,3 metri și 50 de centimetri pentru întreg setul de catarge, iar toate celelalte pistoane se ocupă de poziționare, de schimbarea unghiului și pentru toată această acțiune de a stropi, există undeva la 6 calculatoare, cum este acela, care dozează și analizează în timp real toate aceste chestiuni din teren. Pe catarge există atât LED-uri, cât și niște senzori ultrasonici de poziționare, cum este ăsta de aici, care pot să vadă activ distanța față de pământ. Aici, de asemenea, LED-uri, rezervorul de motorină, evident, situat pe partea aceasta. Asta este rezervorul de AdBlue. Are aproximativ 500 de litri de carburant și undeva la parcă 26 sau 46 de litri de substanță AdBlue. Și în partea aceasta, evident, toate, cum este AdBlue, are nevoie de un filtru. Ăsta este filtru pneumatic, scuzați-mă că se vede aici rezervorul, dar există filtre, de asemenea și de motorină, care scot apa din componența motorinei și ele se pot vedea pe partea aceasta. Acum, aici, avem de asemenea direcția hidraulică, care este pur hidraulică și este asistată în permanență de către aceste pistoane simetrice de pe ambele părți. Și putem vedea o chestie interesantă, că între punți nu există deloc o tijă. Adică legătura dintre stânga și dreapta este pur hidraulică, fără să existe o bară mecanică ca la tir. Sincronizarea făcându-se doar prin presiunea fluidului. Și aici avem, de asemenea, un calculator de motor cu mufele aferente, filtrele acestea de ulei și de motorină, care sunt primar și secundar. Și aici putem vedea conductele de la pompa de injecție, toate anexele motorului, în afară de pompă de apă și ventilator de răcire și compresor de aer condiționat, și cred că și alternator, sunt alimentate prin pinioane. Asta înseamnă că avem un arbore cotit, care are 6 manetoane pentru că sunt 6 pistoane, așa funcționează el. Atât blocul cât și chiulasa sunt de fontă și la spatele motorului există distribuția, care este pe pinioane. De fapt, în față distribuția. Și asta înseamnă că acel arbore cotit alimentează prin rotație, în primul rând, pompa de ulei, care se ocupă de ungerea motorului, și prin într-o serie de pinioane, alimentează de exemplu și pompa de înalte de motorină, pe care o putem vedea aici, cu două pistonașe în paralel și cu regulator de presiune, care alimentează rampa comună, care se poate vedea în partea asta laterală. Este o rampă ce are două conducte de intrare și 6 de ieșire, care sunt pentru acele injectoare. Și de asemenea, arborele cu came, care este situat în bloc, și care transmite printr-o serie de tije împingătoare mișcarea către două grupe de culbutori. Fiecare din grupe acționează sub apele de admisie și sub apele de evacuare. Și în felul acesta, pentru că au implementarea făcută prin tije, este mai compact. Există sisteme care au compensare hidraulică, altele care sunt cu setup clasic, cu tacheți mecanici care trebuie reglați. Și asta înseamnă că e un sistem similar cu ce era pe Daci. Cam atâta despre motor. Am mai explicat și la tractoarele anterior prezentate tehnica. Evident că motorul, pentru a funcționa la nivelurile astea de putere, necesită supraalimentare și în funcție de treapta de putere ai ori o turbină cu geometrie variabilă, ori una, două cu geometrie fixă. Și în partea aceasta, dacă trag de clema asta, o să pot să dau capota peste cap și să arăt cât de cât diverse elemente. În partea aceasta se poate vedea, de exemplu, toată partea de evacuare a mașinăriei cu conducta care dă către evacuare. Acolo este funcția aia de catalizator de reducție cu DPF-ul și cu sistemul AdBlue.
Elementul acesta este un filtru de gaze de Carter, care scoate gazele, le filtrează și le introduce curățate în zona de admisie. În partea aceasta avem intercoolerul, care este răcit de tip air-air și diverse radiatoare pentru ulei, pentru partea de aer condiționat, radiatorul de antigel și toate funcțiile astea de anexe. Gălăgia vine de aici, nu pot să întrerup eu oamenii ăștia ca să fac filmarea, că ei sunt la treabă, eu sunt la mai puțină treabă până la urmă. Așa, deci aici, după ce gazele au trecut de partea de turbo, continuă să fie procesate ca să nu aibă problemele astea de emisie. Iar în partea de aici mai putem vedea de asemenea tot felul de filtre uscătoare pentru sistemul de aer condiționat, radiatoare diverse de ulei, scara asta de acces care are un piston hidraulic ce se poate activa automat când pui în mișcare vehiculul și se va ridica singură. Iar pe partea aceasta, răcitorul eghere, care este eghere de înaltă presiune, conectează cele două galerii. Putem vedea demarorul motorului, care este în partea din spate, legătura de acces pentru ulei, pompe hidraulice diverse în spate, iar aici sunt cele două turbine. Practic, gazele de evacuare ajung printr-un cot direct în sistemul de eghere, unde sunt răcite sau nu. Dacă trec prin acest răcitor, ajung răcite în admisie. Dacă trec prin această conductă, ajung direct fierbinți în zona de admisie. Răcitorul ăsta este conectat la antigel și pe urmă gazele își continuă traseul în prima turbină, după care printr-un traseu secundar ajung în a doua turbină, care este în partea asta de aici. Gazele pot să meargă simultan în ambele turbine, însă partea de admisie presupune accesul întâi într-o turbină și pe urmă în cealaltă. De aceea sunt două țevi din astea de acces, pentru că se duce în seriat. De asta se numește sistem în seriat de turbine. Și aici mai vedem de asemenea conducte diverse de la sistemul de aer condiționat. Și în linii mari, da, cam atât, că mare lucru nu este de arătat aici, așa că o să închid capota și vom intra în cabină. Foarte multe din elementele din motor sunt ranforsate, evident tot ce înseamnă cuzineți, pompe de ulei, circuite de ungere, de răcire. Sunt la superlativ față de o mașină, că trebuie să fie mult mai rezistente. În partea din spate avem rezervorul principal de erbicid, care are scara asta de gradație și putem vedea litrajul până la aproape 4600. Clapa asta de unde se face alimentarea și se dă cu totul la o parte, se poate vedea cât de mare este și ce eco are pe acolo. Iar rezervorul acesta este de apă curată și el este folosit pentru a clăti toată această instalație. Evident, toate pompele de circulare care se ocupă și de spălarea acestui rezervor se află undeva în partea din spate și toată furtunăraia asta care duce către aceste catarge este destul de ascunsă, nu o vedem la o primă vedere. Sincer, singura critică pe care o am este că nu este burtos friendly acest aparat. Adică o persoană corpolentă pur și simplu nu cred că poate să intre în această cabină. Deschiderea ușii fiind maximal atât. Adică e clar că n-aveau cum să facă altfel, pentru că atunci când merge pe drum public trebuie să aibă astea parcate. Doar dacă avea cumva intrare cumva pe diagonal. E clar că o persoană de 150 de kg nu cred că are cum să intre în această cabină. Noroc că eu n-am 150 de kg. Dar chiar și eu mă strecor relativ dificil aici. Pentru că e o mașină bine echipată pe partea de confort, putem vedea scaunul cu reglaje multiple, fiind electric, o să arăt imediat, este ca la camion, are poziționările acestea de reglaj pneumatic, având ca o suspensie, iar aici este locul acela secundar. Și de asemenea, în partea de jos aici sunt tot felul de spații de depozitare, ai opțiune de frigider și odată ce te pui la postul de comandă, poți să închizi ușa, care evident trebuie făcut prin niște manevre mai hotărâte, iar acțiunea de a regla volanul se face din această pedală. Îl tras spre tine și mai ai o comandă manuală de aici, cu care poți să pivotezi coloana asta pe o axă mai mică. Iar aici avem manetă pentru lumini și pentru ștergătoare și contactul acesta motor. Există un contact general și pe afară. Cabina are diverse spații de depozitare aici. Zonă de iluminat, control aici, sistemul de infotainment să-l numim, reglajul pentru oglinzi, oglinzile încălzite, are ștergătoare inclusiv pe partea asta, inclusiv pe lateral, iar tot postul de comandă este pe suspensie, adică ai acest ecran și manetele de control care sunt legate activ de scaun. Portul USB pentru sistemul de infotainment,
o mufă de diagnoză, ventilațiile pe partea aceasta, diverse mufe de legătură pentru a putea monta ecrane și dispozitive suplimentare și evident că are și perdeluțe în partea aceasta, care pot fi reglate și coborâte independent. E, acum, dacă punem contactul, putem vedea ecranul acesta martor care ne arată turație motor, viteza de deplasare, toată partea asta de lichide care țin de motor, mă refer la presiuni, turații, nivel de motorină de AdBlue, iar în partea aceasta avem ecranul de comandă 4600, cum se numește el, și tot ce ține de mașinărie se controlează de aici. În primul rând, acest ecran este sufletul instalației, să zic așa, pentru că aici putem vedea setările de mașină, unde ai toate funcțiile de climatizare, de configurare pentru toată partea asta, de sprayer, de înălțimea brațelor, tehnologia aceasta prin care poți să setezi parametrii automatizați de lucru, nu știu, date despre motor, ore de funcționare, treburi din astea, ai aplicațiile care sunt legătura, de exemplu, cu service-ul, ISO-busul este standardul acela de legare al implementurilor, diverse profile pe care le poți face, ghidarea asta AutoTrack, care este foarte amplă, se poate seta la foarte mici parametri de lățime pentru brazdă, rutine automate diverse, iar sistemul este cel al mașinii, de unde de asemenea poți să faci tot felul de conexiuni, iar astea sunt toate niște scurtături. Adică, dacă apeși, de exemplu, aici, îți arată configurația acelor brațe. Dacă apeși în zona aceasta, te duce cu scurtături în zonele de supape de control. Cam atât ar fi pe treaba asta. Iar aici, dacă ne uităm, avem posibilitatea de a lăți, de a modifica ecartamentul. Putem să ridicăm scara aceea, dar ea oricum se ridică automat când pui vehiculul în mișcare. Poți să blochezi catargele alea. Frână de parcare, asta este mod de transport și se vede care această de la pachet pasajul unirii, cum îi zice. Pentru motor ai două plaje din astea de turație, mod broască sau mod iepure. De asemenea, de aici poți să reglezi nivelul de înălțime al acelor catarge, climatizarea și sistemul de infotainment se reglează din această fereastră, de exemplu aici ai lumini și girofar, iar pe partea aceasta ai funcțiile de amestecare pentru dispozitivele acelea, diverse grupe de sprayere în spate, cât ce debit ai pentru lucru, partea dreaptă, partea stângă pentru acele sprayere, poți să lași pe două profile sau pe auto, camerele video de asemenea le poți seta de aici și taste diverse programabile, aici ai două regimuri de lucru și în zona asta de pe manetă, transmisia, te deplasezi în față, parc și te deplasezi în spate și de asemenea dacă te uiți, s-a auzit de exemplu zgomotul acela specific, ai niște butoane programabile pe manetă în această parte și aici ai înălțimile de lucru pentru acele părți stânga și părți dreapta de la catarge. De asemenea, de aici ai începerea procedurii de lucru, ridicarea catargului cu totul și de aici reglezi unghiul, adică așa sau așa și de la ăsta reglezi sus sau jos. Și cam atât în linii mari. Nu e cine știe ce fantezie, până la urmă trebuie să fie foarte ușor de condus, asta este ideea. Iar în zona scaunului avem aici o cotieră de Boss cu tot felul de masaje, ventilații, reglaje suplimentare, spații de depozitare, boxe evident și în partea asta sistemul de infotainment unde poți să ai legătură cu telefonul și îmi plac foarte mult oglinzile. Ai un set de oglinzi jos acolo care îți arată pe sub mașină și un set de oglinzi în partea aceasta laterală plus sistemul de camere și trebuie conștientizat că el automat are toate aceste reglaje. Cam asta ar fi și ia să dăm și o cheie. Sunetul acesta de 6 în linie este deosebit. Are o frână din partea aceasta de aici și o tastă clasică de... E simplu de controlat pentru că el cu totul nu necesită să tragă cine știe ce sarcină, nu e, trebuie să fie atât de versatil ca un tractor, așa că de aceea e mult mai simplu de operat, seamănă mai mult cu o combină, exact așa cum am zis. Și ce mai mi se pare interesant este unghiul de bracaj al roților, care e foarte amplu. În momentul în care miști utilajul cu totul pe loc, evident, eu observ o direcție complet deconectată, nu se simte ca una de mașină, dar îmi plac micile detalii, cum ar fi volanul cosut în piele și toată partea asta de confort, că stai într-un fotoliu ca de casă.
Motorul pentru care turbinele una în fața celelalte și una peste alta e foarte îngust. Toată zona de evacuare admisie este peste motor. Am uitat să spun că e un motor cu 24 de supape, 4 pe cilindru. Asta îl face să respire bine, să fie puternic. Și ce mai interesant este tot așa vizibilitatea foarte bună a acestor geamuri. Iar pentru deplasare deblochezi această frână și, de exemplu, dacă vrei înainte mici de manetă așa, și vehiculul începe să o ia ușor înainte. În funcție de cum dai de manetă și de pedală, el se poate opri la loc, iar în marșarier tragi de manetă spre înapoi și se va deplasa cu totul spre înapoi. Foarte ușor de operat din punctul acesta de vedere și oricum în momentul în care mergi în câmp, este o mașinărie ușor de folosit. Destul de ușor de bruscat. Trebuie să ai grijă când folosești toate aceste elemente. Cam atât în linii mari și poate mai trag niște cadre de afară. Și asta a fost prezentarea. Sper că v-a plăcut detalierea. Am încercat să le fac cumva mai compact, să nu aibă materialul o oră și ceva. Și să arăt mai mult așa, funcționalitatea asta. Aici e practic baza. Aici trebuie să înveți toate aceste chestiuni, pentru că, uite, de exemplu, sus aici poți să vezi detaliu de semnal. Absolut tot ce ține de substanțe, de tipurile de plante pe care le procesezi, debiturile de lucru, toate astea sunt foarte detaliate și ample și necesită mult training, așa că vehiculul e simplu, însă foarte complex la partea asta nevăzută și probabil îți ia foarte mult timp ca să înveți pe deplin toate aceste lucruri și mi se pare mult mai ușor de operat, decât, adică de condus, decât de înțeles toate aceste mecanisme pe deplin. Și aici intră în scenă toți trainerii și toate evenimentele acestea pe care ei le organizează ca să poată să transmită informația asta într-un mod util. Și mi-ar plăcea să particip și eu la un training, s-ar putea să particip peste o lună la unul chiar cu această mașinărie ca să înțeleg mai bine toate aceste chestiuni și poate să filmez ceva și acolo, să vedem ce și cum. La revedere!